Salutare! V-am pregătit două bilete cu meciuri de la Copa America, dar și din alte campionate ale lumii. Suntem la Pariază pe telefon și începem cu soliștii. După remiza surprinzătoare 0-0 cu Costa Rica, Brazilia caută revanșa în meciul cu Paraguay. Atacanții lui Real Madrid, Vinicius și Rodrigo, încearcă să-și regleze tirul după ce au ratat din toate pozițiile în primul meci. Pe brazilieni îi ajută și statistica. De 16 ani n-au mai pierdut contra Paraguayului. Argentina lui Messi merge ceas la Copa America. Le-a învins pe Canada și pe Chile, iar acum întâlnește cel mai slab cotat adversar din grupă. Pentru cei din Peru, meciurile cu campioana Americii sunt un coșmar. I-au învins ultima oară pe argentinieni în anul în care s-a retras marele Diego Armando Maradona, 1997. Columbia trece printr-o perioadă de vis. N-a mai pierdut niciun meci de aproape 2 ani și jumătate. La Copa America, Columbia a învins Paraguayul și este la un pas de sferturi. Dacă se impun în fața celor din Costa Rica, Luis Diaz și colegii lui își asigură matematic prezența în faza eliminatorii. New York Red Bulls face legea pe teren propriu în MLS. N-a mai pierdut de anul trecut. Acum Taurii Roșii sunt pe locul 3 în conferința de Est și trag tare să o ajungă pe liderul Inter Miami. DC este cea mai slabă echipă în deplasare din campionatul american. A strâns doar 7 puncte în 9 jocuri. De 33 de ori campioana Finlandei, HJK Helsinki este favorită la titlu și în acest sezon. Ca să fie sigură că rămâne pe primul loc, HJK are doar varianta victoriei în deplasarea de la Mariehamn. În ultimii 9 ani, o singură dată a pierdut pe acel teren. Trecem acum la biletul cu peste 2,5 goluri. Nu uitați că aici aveți și opțiunea GG sau peste 2,5 goluri. Cotele sunt mai mici, dar cresc șansele de câștig. Am pus pe bilet și două meciuri din prima ligă norvegiană. Brann are o medie de aproape 2 goluri marcate în fiecare meci. Adversara ei joacă deschis în deplasare. În ultimele meciuri ori a câștigat clar, ori a pierdut la scor. Viking și Rosenborg au marcat împreună 33 de goluri în 11 etape. Și nu uitați, studiați, analizați și puneți pe biletul verde doar ce vă place cel mai mult.